Superb, superb, dragă mea. Da, da, superb. Bine, îți doresc dar multă baftă, audiție plăcută. Dar mai avem planuri și pentru sâmbătă și pentru duminică seara, pentru că avem două documentare pe care trebuie să le vedem da, neapărat, iar în acest weekend este episodul 3. Da, două documentare realizate de TVR Internațional, două documentare, deci Unirile Românilor, și chiar în aceste clipe noi o să intrăm în legătură directă cu producătorul acestei serii de filme documentare. Bună dimineața, Radu Găin alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne bucurăm că sunteți alături de noi și că vă începeți ziua împreună cu matinalii. Și eu în mod special și urez tuturor telespectatorilor TVR Moldova gânduri bune, o zi plăcută și rezultate bune în ceea ce năzuiesc. Domnule Găină, noi știm că această serie a fost scrisă și a fost gândită cu 2 ani în urmă, dar a fost realizată într-un timp record. Din păcate nu vă aud foarte bine. Vă rog să mă repetați întrebarea. Deci seria de filme documentare Unirile Românilor, știm că a fost gândită acum 2 ani și a fost lansată, realizată într-un timp record. Exact. Acest proiect îi aparține ca gând doamnei Cristina Lorenz, director TVR Internațional. Și îmi face mare plăcere să îi mulțumesc încă o dată că m-a ales din rândul producătorilor și realizatorilor de la televiziunea română pentru a da curs acestui concept, într-adevăr gândit acum 2 ani, scris împreună cu colegul Gabriel Rusu și tradus în practică efectiv anul acesta într-un timp într-adevăr record, după finanțarea Ministerului Culturii și Identității Naționale. Știu că filmările au avut loc în mai multe locații, atât în România, cât și în Republica Moldova, dar și în alte locații. Unde a fost cel mai emoționant pentru dumneavoastră? Da, în afară de România și Republica Moldova, am mai filmat încă în 10 țări. Pentru proiectul legat de Unirea Dobrogei, aceste filmări au fost realizate în Bulgaria, Turcia, Germania și Austria și, bineînțeles, la urmă și în Franța. Toate filmările au și produc emoție în momentul în care ești motivat, în momentul în care îți dorești să realizezi ceva care să aibă relevanță într-un asemenea context și pentru un asemenea eveniment care se întâmplă odată la 100 de ani. Și odată în viață pentru realizatorii, producătorii, directorii de imagine și toți cei care au fost împreună cu noi în acest proiect. Suntem o echipă mică, dar devotată conceptului și mai ales tipului de mesaj pe care vrem să-l transmitem românilor de pretutindeni. Și prin excelență și românilor din Republica Moldova, Basarabia, în acest context al evenimentelor legate de centenar. Și aici vreau să vă întreb, pentru că mâine este difuzat episodul 3, vreau să vă întreb ce feedback ați primit până acum. Înțelegem și mă bucur în mod special că românii din Basarabia sunt cei mai aproape de noi în a ne urmări și a aprecia efortul și gândul, în definitiv, bun, pe care a stat la temelia acestei întreprinderi și acestui proiect realizat împreună cu românii de pretutindeni și, bineînțeles, cu românii din România. Care este numărul de istorici intervievați pentru a acumula toată informația necesară? Da, suntem o echipă care am bătut la poarta multor istorici, nu numai istorici, dar prin excelență ne-am gândit în primul rând la ei să vorbească în context și motivat despre acest eveniment istoric, cel legat de Unirea Dobrogei și celelalte, pentru că este vorba de gândul lui Mihai Viteazu, Unirea lui Mihai Viteazu, prima unire a românilor, după care Unirea Principatelor, continuând cu Unirea Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei, a Banatului, a Crișanii și a Maramureșului. 50 de istorici ne-au sprijinit, în frunte cu
președintele Academiei Române, istoric, domnul Ioan Aurel Pop. Suntem încântați și sperăm să-i răsplătim prin ceea ce am realizat noi, atât cât ne-a stat în putință și cât ne-a permis talentul, competența și străduințele. Și aici noi vrem să vă mulțumim pentru tot ceea ce ați realizat și ce ne-ați adus în fața fiecărui telespectator TVR Moldova, TVR Internațional, pentru a vedea într-adevăr și a afla care este istoria noastră. Mulțumim tare mult! Noi vă mulțumim în mod special și țin să aduc aminte telespectatorilor TVR Moldova că în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 21 se pot întâlni cu aceste proiecte. În afară de Unirile Românilor, mai există și proiectul În spatele frontului. Deci sâmbătă aceasta de la ora 21 avem Unirea Dobrogei, iar duminică, tot de la 21, în premieră și exclusivitate, episodul Bucureștiul sub ocupație, realizat de colega mea Ruxandra Suchel, împreună cu Ioana Mureșan ca producător. Vă mulțumesc încă o dată. Cu drag! Mulțumim dumneavoastră, o zi minunată, vă urăm în continuare!